Ce face oameni în buncă că e groasă rău? Valul 2 a venit, se închide tot. Chiar și păcănelile se închid, deși ar fi fost foarte bine să rămână deschise deoarece produc bani mulți care intră la buget. Jucătorii de păcănele nu sunt periculoși, că ei nu au contact cu oamenii, ci cu aparatul de joc. Vorbesc cu el, îl înjură, îl pocnesc, îl pupă, în funcție de ce îi pică omului. Iar aparatul nu tușește, nu scuipă, nu strănută, e COVID-free. De ce să tai o plăcere care aduce bani la buget fără nicio investiție din partea statului? Cu jucătorii ăștia e mai rău și mai periculos să-i lași pe stradă, să umble de nebun prin tramvaie, piețe, magazine, decât să stea țepeni la aparat cu săptămâna. Ba, zic și eu, legat de restaurante. Mai funcționează doar cele din hoteluri în care pot mânca doar clienții cazați acolo. Păi în cazul ăsta ca să mănânc în oraș. Cum fac? Rezerv o cameră la hotel și merg acolo cu familia să luăm cina? Mă și văd vorbind la telefon. Alo? Merioto, să rămână doamnă, fiți amabilă, aș dori o cameră cu vedere la Parlament, două fripturi în sânge și un vin roșu de misec. Ajung în 15 minute. Da, camera poate fi murdară, nu vă deranjați, nu schimbați prosoapele și așternuturile, că nu rămân peste noapte. Vin doar să mănânc cu soția, să bem o strigă de vin și să înjurăm Parlamentul. Așa ne simțim noi bine, ne distrăm și noi cum putem, știți? Să rămână. Despre teatre ce să mai vorbim. E dezastru. Luni, TNB-ul anunța că rea spectacolele în toate sările. Miercuri, peste trei zile, anunța că suspendă toate spectacolele din toate sările. Sunt vremuri foarte triste pentru toți. Actori, ospătari, jucători la păcănele, profesori, elevi, corporatiști, muncitori. Toți avem viața schimbată. Dar cel mai rău este pentru doctori și cei care muncesc în spitale, adică în epicentrul infecției. Nu cred că vrei să fii doctor de COVID azi în România. Și tocmai de asta merită toate aprecierile. La polu opus sunt nesimțiții. O știre de azi ne spune că la Slatina poliția a spart o petrecere cu 200 de invitați. Era o nuntă, un botez, ceva ce se face oricum miercurea, zi de odihnă de la Dumnezeu pentru toți creștinii români. Pentru unii dintre ei, de fapt. Pentru acești mitocani care sfidează tot și au la mișto eforturile celorlalți de a limita dezastru spre care ne îndreptăm, amenzile date de organe nu au niciun efect. To oricum nu le plătesc niciodată, se știe. Cred că cea mai bună pedeapsă ar fi să fie luați în evidență de DSP și dacă se îmbolnăvesc vreodată de COVID, să-și plătească singuri spitalizarea. Ți se rupe? Plătești. Asta e. În rest, sănătate pentru toți și regeneron la tot cartierul. Ca așa ne-a promis Trump, șeful la lume. Dar până ne dă el regeneron, cred că ne dăm singuri plăcuțele suedeze.